Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 din cariera cu Arsenal. Avem meci cu Aston Villa, însă înainte să simulăm acest meci, să ne uităm puțin ce transferuri mai putem face, să încercăm iar pentru Toni Kroos să vedem dacă vom reuși să îl aducem. O să dăm 80 de milioane de euro, poate vor fi de acord de data asta, 107 vor, mai bine acceptăm și să negociem contractul cu Toni Kroos. Și Kroos este de acord și vine la echipa noastră, un transfer foarte bun. O să intre în primul 11 în locul lui Elneny. Și acum să simulăm meciul cu Aston Villa. Și facem din nou 1-1. Martinelli marchează. Și simulăm și cu Brighton în deplasare. Și câștigăm cu 3-2. Kolasinac, Willian și Martinelli marchează pentru noi. Un rezultat foarte bun făcut de echipă. Am urcat până pe locul 4. Și acum avem meci acasă cu Everton. Pe acest meci îl vom juca. Dele Alli intră locul lui Ozil. Rest nu avem ce schimbări să mai facem. Și să dăm drumul la meci. Bellerin înaintează. Aubameyang, Dele Alli pentru Martinelli, șut și gol. Deschidem scorul în minutul 13. Martinelli ajunge deja la 4 goluri în actualul sezon. Martinelli pasă foarte bună, Aubameyang înaintează, Aubameyang, șutul lui Aubameyang, respins de portar și avem corner. Martinelli, îl vede pe Aubameyang liber, șutează Aubameyang, bară, Martinelli, șut și gol, 2-0, dublă pentru Martinelli. Aubameyang pasă la Dele Alli. Dele Alli șutează și face 3-0 chiar înainte de pauză. Aubameyang, Martinelli, Kolasinac centrează, Aubameyang șut, respins, acum Dele Alli, șut blocat. Dele Alli înaintează. Dele Alli, Martinelli acum poate să facă 4-0 și scoate portarul. Thomas recuperează foarte bine balonul, îi pasează lui Aubameyang, șutează Aubameyang și face 4-0 în minutul 76. Înaintează însă arbitru fluieră, final de meci. Echipa a jucat foarte bine, am avut multe ocazii de gol, un scor meritat. Am avut 12 șuturi, Martinelli nota 10. Și cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!